Domnule primar, bună dimineața, bine v-am regăsit. Bine ați venit, să vă dea Dumnezeu sănătate, la fel și noastră, viață lungă și frumoasă și veselie acasă. Doamne ajută să fie bine la toată lumea. Ce vreau să vă întreb, am mai trecut pe la noastră prin localitate, o lucrare de suflet a dumneavoastră, dacă putem spune așa, este drumul județean 767C, este drumul care trece prin localitatea dumneavoastră. Da. A început primăvara, dumneavoastră ca administrator faceți tot posibilul ca acest drum să fie practicabil, dacă putem spune așa. Ar trebui niște reparații capitale pe unele porțiuni de drum, nu mă refer la tot drumul. Ce aveți de gând în această privință în următoarea perioadă? Din câte știu, domnul președinte al Consiliului Județean, domnul Costi Rădulescu ne-a promis că în acest an se ocupă de reabilitarea acestui drum, care într-adevăr nu este la nivelul cerințelor actuale și de altfel noi, la nivel de comun, avem probleme grele. Avem o perioadă foarte grea. Bugetul anului acestuia este pe jumătatea anului trecut. N-avem bani, avem mari investiții care stau la București, că băieții ăștia, în loc să descentralizeze situațiile generale ale acestei țări, a centralizat mai rău. Toate sunt la București. Această comună de 60 de kilometri pătrați, cu un hotar de 142 de kilometri, n-a văzut un picior de guvernant în această comună de 30 de ani. N-a călcat picior de guvernant. Nu știu ce probleme grele avem noi. Avem extindere pentru canal și apă, 25 de kilometri. Am fost prinși pe master planul județului. De 10 ani avem proiectul acesta și zice că e la București, că e pe linie dreaptă acum. Nu putem să credem ce fac oamenii ăștia în țară, pentru că nu cunosc țara, domne, ei nu știu ce au de făcut. Avem 4 km și 200 de metri de drum comunal, pentru care avem proiect de 4 ani de zile, ne chinuim, am cheltuit o grămadă de bani cu banii care i-am cheltuit pentru repararea acestui drum, puteam să facem asfalt de 10 ori. Dom'le, oamenii ăștia nu știu ce trebuie să facă în țară. Dar documentația aceasta nu se învechește. În loc să dea și ei unui secretar de stat, că au acolo sute de funcționari, să-i dea 3 localități să știe și ei ce necazuri avem la nivel de comună, nu face nimic. Avem pârâul ăsta Cernișoara de 30 de kilometri, a venit și a făcut niște ridicări topo. A venit un băiat de la ABA, am să vă arăt acum ce a vrut să facă, că noi i-am rugat să ne facă niște gabioane, să apărăm casele oamenilor. N-am reușit să facem un metru de gabion în 30 de ani pe acest pârâu. Am făcut proiecte, înțelegeți, avem peste 10 ani proiectul. Nu știu, dom'le, ce au de gând să facă cu țara asta, își bat joc de noi. Că parlamentul ăsta nu stă decât de ceartă. Nu. Țiganii, dacă se bat și se ceartă, se împacă. Ăștia nu se mai împacă deloc, domne. Nu știu ce au de gând. În loc să... Și m-am gândit, dar n-ai cu cine să vorbești, să facă un parlament pentru mediul rural, domne, separat, că noi suntem oameni mai credincioși, mai liniștiți, mai... cu credință în noi de față de Dumnezeu. Oamenii ăștia n-au nimic, domne, nu știu ce vor. Noi avem acum, și nici nu știu unde să mă mai adresez, că s-a făcut iar schimbări. Drumul acesta a fost pe NDL-ul ăsta, care s-a schimbat de 5-6 ori, a rămas fără răspuns. Și nu se pierd finanțările pentru reabilitare? Nimic, domne, nu vor să facă nimic, domnule, în țară. Bari să ne spună să plecăm dracu acasă, că ne-am făcut de râs în
ne strică demnitatea noastră de oameni. E adevărat că noi am făcut pe fonduri europene 10 km de apă și canalizare și am modernizat o mare parte din drumurile comunale, însă cu toate acestea tot mai avem. Mai avem puțin, dar nu vor să ne ajute să terminăm și cheltuim banii țării, banii comunei, îi cheltuim degeaba. Pentru că aceste drumuri se strică mereu de câte ori plouă, mai ales că anul trecut a fost ploi groaznice, s-a distrus definitiv drumul acesta. Și avem probleme și la nivelul Consiliului Local, că se supără pe noi că cheltuim banii cu drumurile astea, deși ar fi posibilități să-l facem, dom'le. Că avem o mare nenorocire noi, la nivel de comună, avem aproape 92 de dosare cu oameni bolnavi, oameni handicapați, pentru care plătim anual 24 de miliarde din bugetul guvernului, că n-avem noi bani. Noi mai punem și noi, dar avem o comună care n-are buget, n-avem întreprinderi, n-avem nimic. Și ne chinuim să supraviețuim. Banii aceștia care îi dăm la oamenii cu dizabilități, noi așteptăm să ne dea de la guvern. Când ne dau, le dăm la oameni, când nu ne dau, n-avem ce. De ce buget dispuneți în momentul de față? Noi avem un buget de 5 miliarde la nivel de comună. Ce să faci cu banii ăștia? Investiții nu poți să faci, că avem o investiție de redare în circuit a terenurilor care aparțin minierii de la Berbești. A venit băieții de la Ministerul Economiei, a făcut licitația, a câștigat Govora S.A. După ce a câștigat licitația, a făcut 30% din lucrări. După ce a făcut 30%, a constatat băieții de la Ministerul Economiei, domnul Bădălău, la care am fost și am vorbit cu el, era în temă cu problemele, dar a făcut 30% din lucrări și a zis că a intrat în faliment Govora S.A. și a terminat lucrarea. Ce-o fi având în cap oamenii ăștia când fac lucrări de astea, fac un sfert din ele și după aia pleacă. Nu mai avem cu cine vorbi. Acum s-a schimbat, nici nu mai știm cine mai e, cu apa, cu pârâul Cernișoara la fel, cu investiția asta de redare a terenurilor în circuit la fel. Avem niște poduri cu drumurile acelea de 4 km și 200 de metri, avem 6 poduri. Nu mișcă nimic, domne, și sunt proiectele la București. Da, și cu toate aceste probleme, în viitorul apropiat, am înțeles că veți tăia panglica, dacă putem spune așa, a unui nou pod. Da, am mai făcut niște podețe și avem acum un pod la punctul Puținei de 5 miliarde. Ne-am apucat de el, în 2 luni o să fie gata. Se lucrează foarte bine, o să mergem să-l vedem, însă eu sunt nemulțumit cum merge țara asta, dom'le. Stau oamenii ăștia numai de ceartă, dom'le. Băieții ăștia cu necazurile care sunt acum la nivel mondial, cu coronavirus, cu toate nenorocirile astea, oamenii ăștia se ocupă de alegeri, vor, nu știu ce mai vor, dom'le, pe cuvântul meu, așa ceva, nu mi-am închipuit că trăim vremuri în care un președinte să nu se ocupe decât de alegeri, de lucruri care n-ar trebui să aibă loc acum niciun fel de alegere, pentru că avem probleme grele și la nivelul localităților, și la nivel de județ, la nivel de țară. Băieții noștri când vin acum din Italia, că foarte mulți sunt plecați din comună, nu mai au unde lucra, domne, că dacă ne lăsa
ce ne lăsa Ceaușescu, aveam toți unde lucra, stăteam în țară, ne făceam datoria, oamenii acum se duc după bani și lucrează în Europa. Din păcate, aceste probleme sunt ridicate și de majoritatea, nu toți, majoritatea colegilor dumneavoastră primari din județul Vâlcea. Da. Din câte am stat de vorbă cu dumneavoastră, tot pe aceste probleme. Nu mai este forță de muncă, nu ai ce lucra, nu tu investitori, nu tu infrastructură. Da, avem probleme este blocajul ăsta. Cu infrastructura stăm foarte rău. Bine, dom'le, 30 de ani să nu te ocupi și tu să faci o autostradă, dom'le. Ăștia sunt oameni de... Dom'le, s-a distrus, în general vorbesc, că s-a distrus oamenii buni care erau patrioți. Nu mai e patriotism, nu mai ține nimeni cu țara asta, dom'le. A vândut tot. Minciuna și hoția. Asta au... În țara asta, asta s-a întâmplat de 30 de ani. Nu mi-am închipuit. Eu am fost și pe vremea lui Adrian Năstase, și pe vremea lui Gioana, și pe vremea lui Ponta. Dom'le, au mai venit, s-au mai mișcat în zonele astea apropiate de noi, dar băieții ăștia, după ce s-a terminat și cu Ponta, dom'le, n-am mai făcut nimic, dom'le. Nimic, 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 nu-i interesează mediul rural. Noi suntem foarte năcăjiți, suntem abandonați definitiv de guvernanță ăștia care nu au credință, n-au. Noi primarii din zonă, că eu îi cunosc foarte bine pe toți primarii, sunt dăruiți, dom'le, să facem treabă pentru oameni, să modernizăm comunitățile. N-ai cu cine să mai colaborezi, n-ai cu cine să mai vorbești. Până când vor veni rezultatele guvernanților și implicarea lor în rezolvarea problemelor la nivel național, haideți să mergem să vedem ce ați rezolvat dumneavoastră cu această lucrare care va fi inaugurată peste 2 luni de zile, da. Acest pod. Vă mulțumesc! Da. Iată că am ajuns la pod. Dacă ne puteți da mai multe detalii, am înțeles că intră într-o reabilitare capitală. Da, este o reabilitare capitală pentru că era în mod obiectiv trebuia să facem acest pod, mai ales pentru faptul că pe această zonă, așa cum vă spuneam, sunt foarte multe case și era o necesitate obiectivă. Sperăm ca pe lângă această investiție, mai avem în proiectul care vă spuneam la primărie cu cei 8 km, 200 de metri de drum, avem și 6 poduri în Mădular și în Obârșia și trebuie neapărat proiectul acesta să ne-l aprobe, să ne apucăm de investiție, că cheltuim banii țării și banii comunei degeaba să le reparăm în fiecare an, vin ploile, le distrug, iar trebuie să cheltuim banii și în loc să modernizăm drumurile, să le avem făcute, acum trebuie să stăm să reparăm la ele în fiecare an. Aproximativ câte familii locuiesc pe această parte a localității? Sunt vreo 60 de familii. Și chiar da. Era, bineînțeles, era nevoie da, de reabilitare. Era neapărat nevoie că oamenii acestea nu au altă cale. Aici e singura cale de acces ca să meargă la casele lor, pe aici e și teren agricol, să meargă la terenurile fiecăruia și sperăm că dacă această investiție a prins contur, să ne apucăm și de podurile celelalte și de drumul care trebuie să-l modernizăm. Ca în fiecare an, odată cu sfârșitul iernii și venirea primăverii, încep ploile, întotdeauna au fost probleme cu ruperile de maluri. Da, să rup malurile. Păi pârâul acesta Cenișoara, uite cum îl vedeți dumneavoastră aici, câte ravagii face acest pârâu, nu s-a ocupat să ne facă un metru de gabion.
ne luptăm cu ei degeaba, de ani de zile. Am făcut proiecte, a venit, a făcut ridicări topul. Atât, încolo, dăm banii pe proiecte, pe hârtii și nu fac nimic. Practic ce se lucrează? Ce lucrări se vor face la acest pod? Acesta reabilitează de la temelie de jos, din, după cum vedeți, din fundul râului și facem gabioane și pe stânga și pe dreapta ca să apărăm și casele, să apărăm și terenurile care necesită neapărat să fie modernizate, pentru că să fărâmă dealurile, să fărâmă casele, să fărâmă drumurile de la un pârâu. Că în zona de deal, pârâul acesta, când plouă, aoleo, ce ravagii face! Nu vă închipuiți! Oamenii ce zic? De când așteaptă lucrarea? Păi, au 3 săptămâni de când a început și în 2 luni de zile e gata. Îl facem recepția. Aici vă chemăm la recepție să facem o petrecere. Cu mare plăcere. Vă mulțumesc mult! Să trăiți, să vă dea Dumnezeu sănătate!